Vom analiza o nouă expresie, un nou cuvânt care șochează, o nouă afirmație care șochează rostită de Domnul Iisus Hristos. O afirmație care răstoarnă normalitatea. Pardon, contrazice ceea ce noi știm, învățăm, vedem în jurul nostru. Și aș vrea să vă invit să deschidem Scriptura la Matei, capitolul 5, versetul 6. Unde Domnul Hristos spune, aflat pe munte, așa cum spuneam și în alte ocazii, ca o chemare pentru noi de a urca pe acest munte, ca o orientare a pașilor noștri înspre sus, înspre cer, înspre desăvârșire. Și am urcat deja câteva trepte împreună cu El, am încercat să deslușim cuvintele și mesajul Său. Și acum vă invit să facem o nouă treaptă, să începem. În dimineața aceasta vom analiza o parte, iar într-o ocazie viitoare vom continua, nu vom încheia studiul astăzi. Matei, capitolul 5, versetul 6 spune: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. V-a fost vreodată foame? V-a fost vreodată sete? Este ceva plăcut în foame și sete? Este ceva care poți să zici că ești fericit când ți-e foame și sete? Sau v-a fost vreodată ambele la un loc? Că Domnul Hristos spune ferice de cei flămânzi și însetați. Nu, a fi însetat e mai mult decât de a-ți fi sete. Acaparat, dacă vreți, de sete, a pune stăpânire pe tine și, da, foamea și setea sunt niște stări care nu ți dau liniște, nu te pot lăsa în pace, te împing să faci ceva, îți ghidează în direcția aceasta toate energiile, toate forțele pentru a-ți satisface această nevoie. Nu poți fi fericit. Dacă vreți, este cum e mai rău să-ți fie și sete și foame în același timp, și flămând și însetat. Te împinge la disperare. De aceea spun că șochează afirmația Domnului Hristos când spune ferice de cei flămânzi și însetați. Nu poți fi fericit atunci când ți-e foarte foame și când ți-e foarte sete. Te doare capul, ești nervos, n-ai liniște, nu mai ai răbdare. Spuneam și în alte ocazii sau în alte cercuri că atunci când lucram ca președinte la școala Wilhelm Oldovan, directoarea care se ocupa pe parte de educație, când trebuia să-mi comunice anumite lucruri care știau că nu sunt bune, nu sunt în regulă și pentru a nu mări supărarea, să zic așa, se asigura de fiecare dată că nu mi-e foame. Și mă întreba, nu ați înainte, până am descoperit acest aspect, cumva ar trebui să mergi la cantină, uite, mergi, mănâncă și apoi vreau ca să discutăm. Da, pot acum. Nu, mergi întâi, mănâncă, uite că e o ciorbă bună la cantina școlii și după ce mănânci, te invit ca să stăm de vorbă, că sunt câteva lucruri pe care le discutăm. Atunci când ți-e foame, nu ai răbdare, ești mai nervos. Și putem constata lucrul acesta. Poate că, dai, veți spune, bine, bine, dar nu despre asta vorbește Domnul Hristos. Nu despre foame și sete fizică. Toate cuvintele Domnului Hristos până acum au avut caracter spiritual. Și El spune, textul ne spune, ferice de cei flămânzi și însetați, nu de hrană și apă, după neprihănire. Însă, ideea de sete și de foame ne poate duce la gândul de ceva care nu ți dă liniște, care te stresează, care te împinge la acțiune. Da, este vorba de foame și sete după neprihănire. Se spune că o femeie, o soră, într-o biserică, când pastorul dădea mâna și saluta la ieșire întreaga familia bisericii, la ieșire sora aceasta îi spune: pastore, a fost foarte utilă predica ta, foarte hrănitoare, mi-a făcut bine predica ta. La care pastorul îi spune: sper să nu fie la fel de hrănitoare și de utilă ca ultima, ca cea de data trecută. La care sora se oprește și zice: da, ce vrei să spui?
Și zice, păi, ultima dată când mi-ai ascultat o predică când ai fost la biserică a fost acum 3 luni. Și sper ca și predica aceasta să nu fie la fel de hrănitoare, care să dureze încă 3 luni până când vei mai veni să asculți alta. Sau să contrabalansez, să zic așa, altcineva povestește că un pastor se adresează unui frate și îi spune, frate, sunt așa de fericit de modul în care se vede credința dumneavoastră. Sunteți totdeauna prezent la biserică, nu știu dacă v-am văzut vreodată să fiți absent și la toate programele stați, sunteți în sală. Mă bucur pentru modul acesta de a vă exprima credința prin prezența dumneavoastră într-un mod regulat. La care fratele spune, da, așa este. Știi, mă simt așa de bine după o săptămână în care lucrez, o săptămână stresată, să vin aici la biserică și să stau liniștit și să nu mă gândesc la nimic timp de câteva ore. Da, aceste două cazuri sunt extreme, poate că spuneți. Însă sunt tipologii, dacă vreți, care ucid fericirea din inima credincioșilor, fericirea aceea de care vorbește Domnul Hristos. Cu alte cuvinte, nu acesta este drum. Nu acesta este drumul pe care Domnul Hristos îl descrie în această fericire. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Cu alte cuvinte, un apetit slab înseamnă probleme pentru organism. Când nu ai poftă de mâncare, e sănătos să nu ai poftă de mâncare? Nu este sănătos. Și din punct de vedere spiritual, când nu ai poftă de hrană spirituală, lucrul acesta vorbește despre o problemă, despre ceva nesănătos, despre un suflet nesănătos, despre o problemă din punct de vedere spiritual. Iisus ne spune că pentru a fi fericiți trebuie să flămânzim și să însetăm după neprihănire. Cu alte cuvinte, nu este de ajuns să ciugulești așa din când în când, ci să fii flămând, să te înfrupți, să mănânci cu poftă și cât mai mult, așa cum când îți este foame și cum îți este sete, să consumi cu toată inima. Când eram copil, uneori obișnuiam să merg la mama să-i spun că aș vrea să mănânc și spunea, uite, am făcut ciorbă sau că mi-e foame. Am făcut ciorbă, tocană, ce îți spun? Și ziceam, de ce e? De cartofi, nu-mi place. Și mama uneori îmi răspundea și îmi spunea, înseamnă că nu ți-e foame. Când îți va fi foame, o să mănânci. Da. Foamea și setea sunt experiențe dureroase care te motivează, te împinge la acțiune, te împinge să cauți, să mănânci ceva. Chiar atunci când le-a fost foame, oameni, și nu doar oameni necredincioși, și oameni credincioși, găsesc în Biblie, foamea i-a împins să facă lucruri disperate sau chiar unele revoltătoare. Când o persoană este pe punctul de a muri de foame și de sete, este capabilă să facă aproape orice. Și aduceți-vă aminte de David. Împreună cu oamenii săi le era foame. Nu mai puteau de foame. Aveau lipsuri. Și ce face David? David este omul lui Dumnezeu, omul credincios de altfel. David este capabil să meargă la casa Domnului și să ia acea pâine care era interzis să o consume. Pâinea de punere înainte. Și merge la preot și îi spune, dă-mi pâinea și îi dăm ceva să mănânc, la care preotul îi spune, n-am decât aceste pâini. David știa că nu are voie să le mănânce și David spune, nicio problemă, dă-mi-le că... Nu ni se mai spune că în altă ocazie David a mers să consume pâinea aceea, dar atunci când ți-e foame, poți să faci lucruri care altădată, în alt context, nu le-ai face. Sau aduceți-vă aminte de acele două mame din Samaria, de pe timpul lui Elisei, când Ben-Hadad înconjurase Ierusalimul. Care a fost înțelegerea celor două mame? Ca să-și mănânce pruncii, să-și mănânce copiii. Lucrul acesta s-a întâmplat de mai multe ori în istorie, nu doar în istoria biblică, ci și în istoria lumii acesteia. Oameni care datorită foamei au ajuns să mănânce alte cadavre care au murit înaintea lor de același lucru doar pentru ca să-și potolească foamea.
că atunci când ți-e foame și sete, faci aproape orice. Oamenii care l-au auzit pe Domnul Hristos spunând aceste cuvinte care și pe noi ne revoltă, ne revoluționează, dacă vreți, ferice de cei flămânzi și însetați, oamenii aceia știau ce înseamnă foamea și setea. Trăiau într-o zonă deșertică. Am avut ocazia să vizitez Israelul și ceea ce mi s-a impregnat foarte, foarte puternic în minte a fost atunci când am vizitat Masada, o zonă deșertică, o căldură extraordinar de ridicată, să călătorești, să mergi pe acele drumuri, e teribil și să rămâi fără apă înseamnă moarte. Oamenii știau ce înseamnă să fii fără apă, să-ți fie sete, mai mult, mult mai mult decât noi. Însă, realitatea este că fără foame și sete, oamenii nu vor dori ce au nevoie. Dacă nu ne-ar fi foame, nu am alerga să căutăm mâncare. Dacă n-am ști că foamea vine peste noi, nu am căuta să facem provizii sau să ne îngrijim să avem cele necesare. Dacă nu ne-ar fi sete, nu am bea apă. Da? Nu am consuma. Vorbeam sabatele trecute despre fiul risipitor. Da? Vă aduceți aminte? Am privit parabola fiului risipitor din punct de vedere al lucrării evanghelistice, al implicării, al misiunii, al modului în care să răspundem celor pierduți, celor fără Dumnezeu, noi ca biserică. Însă, aș vrea să mai subliniez un lucru. Dacă nu i-ar fi fost foame acestui tânăr, ar mai fi venit acasă? Dacă nu ar fi ajuns să-și dorească să mănânce mâncarea porcilor, cu siguranță că niciodată nu s-ar fi întors la tatăl său. Mizeria, foamea l-au motivat să plece spre casă, să se întoarcă acasă. Cred că mergem pe drumul cel bun, pe drumul pe care Domnul Hristos ni l-a descoperit, pășind pe aceste fericiri. Ca să ajungi la punctul acesta, este nevoie mai întâi să te golești. Am vorbit în prima fericire, să te golești de tine, să-ți recunoști sărăcia, ferice de cei săraci în duh, să te smerești, da? Să plângi pentru greșelile tale, să-ți recunoști neputința, apoi să-ți dai seama că nu ai nimic, că nu ai nimic de apărat și ești gata să pășești pe următoarea treaptă, să fii umplut de neprihănire, să-ți fie foame după neprihănirea lui Dumnezeu. Este o creștere în cuvintele Domnului Hristos, este o relație între ele. Cei care sunt săraci în duh, cei care plâng, cei care sunt blânzi, sunt suficient de detașați de sine, acum pot fi gata pentru această nouă provocare, nouă direcție, pe care Domnul Hristos o spune în Matei capitolul 5, versetul 6, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Neprihănire. Ce înseamnă neprihănire? Ce înseamnă aceasta? Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Termenul acesta pe care îl folosește Domnul Hristos și Scriptura care îl folosește pentru neprihănire este un termen judiciar, care înseamnă dreptate, a fi drept. Implică o viață conformă, o viață conform standardelor, o viață conform legilor, da? O viață curată. Dacă vreți, nu e vorba de dreptatea pe care mulți dintre noi o căutăm. Să se facă dreptate, Domnule. Să ni se dea dreptate. Și o căutăm în tribunale judecătorești, o căutăm prin comitete, o căutăm la oameni. Căutăm ca cineva să ne dea dreptate. Nu, această dreptate vorbește Domnul Hristos. Am cunoscut o familie care ne-au povestit că ani de zile s-au judecat. Și acum priveau când îmi povesteau în urmă. Ani de zile s-au judecat cu vecinul pentru câțiva centimetri de teren, că linia gardului nu era unde trebuia. Și s-au judecat, au căutat să demonstreze că ei au dreptate, că gardul nu este la locul lui. Și după ani de zile de judecăți, recursuri, până la urmă
au demonstrat că au dreptate. Că ceea ce ei au spus, că unde trebuie să fie gardul, așa era. Însă după ce în fine li s-a făcut dreptate, s-au oprit și au zis, după atâta cheltuială, după atâta timp și resurse pierdute, mi s-a făcut dreptate, dar la ce folosește? Ne-am dat seama că nu folosește la nimic, că nu e nicio fericire în chestia asta. Da, ni s-a făcut dreptate și am mutat gardul cu 15 cm mai și am meritat atâta stres, am meritat atâta oboseală, am meritat atâta ură, merită că ni s-a făcut dreptate și relația cu vecinul este încheiată probabil pentru totdeauna? Și am descoperit că nu doar că nu erau fericiți, din contră erau triști pentru decizia de a se lupta atât de mult pentru această dreptate. Domnul Hristos nu vorbește despre această dreptate. Că nu această dreptate pe care noi o căutăm și dorim să o demonstrăm, să demonstrăm tuturor celorlalți că am avut dreptate, aceasta nu aduce fericire. De cele mai multe ori aduce relații stricate, aduce ură, aduce... E păguboasă. E vorba despre dreptatea omului în relație cu Dumnezeu. De starea de dreptate în relație cu Dumnezeu. Și aș vrea să explic lucrul acesta. La creațiune, când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, l-a creat într-o stare de dreptate. Omul, Adam și Eva, se întâlneau cu Dumnezeu și erau drepți înaintea lui Dumnezeu, erau curați. Toate lucrurile erau drepte, toate lucrurile erau neprihănite, toate lucrurile erau bune. Însă, prin păcat, au pierdut acest statut de drepți înaintea lui Dumnezeu. Au pierdut această dreptate. Și păcatul i-a separat de Dumnezeu. Iar văzându-și starea de starea în care se aflau, s-a născut în ei dorința de a fi din nou în aceeași poziție de dreptate cu Dumnezeu, de a fi din nou în aceeași relație de curăție, de neprihănire cu Dumnezeu. S-a trezit în ei setea și foamea după ce au pierdut, după dreptatea lui Dumnezeu. Acesta, dacă vreți, este mesajul Scripturii. Aceasta a făcut Domnul Iisus Hristos. Acesta este mesajul Bibliei pentru noi. Călătoria omului de a deveni din nou în stare de dreptate cu Dumnezeu. Însă doar cei care caută această stare de dreptate, să fie drepți cu Dumnezeu, sunt cu adevărat fericiți, spune Domnul Hristos. Doar cei care caută să fie din nou, așa cum Adam și Eva au fost la început, într-o stare de dreptate în relație cu Dumnezeu, aceia găsind această stare, redescoperind acest statut, vor fi cu adevărat fericiți. Ce înseamnă, repet, ce înseamnă drept? Ce înseamnă dreptatea despre care vorbește Domnul Hristos, neprihănirea despre care vorbește Domnul Hristos în versetul 6, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire sau după dreptate, că cei vor fi săturați, înseamnă liber de orice formă de manifestare a păcatului, a ceea ce te desparte de Dumnezeu, a fi într-o stare corectă cu Dumnezeu, a fi în starea lui Adam înainte de păcătuire. Și aș vrea să citesc un citat din Cugetări de pe Muntele Fericirilor, care spune astfel: neprihănirea este sfințenie, asemănare cu Dumnezeu, și Dumnezeu este iubire. Neprihănirea este conformarea față de legea lui Dumnezeu, pentru că toate poruncile lui sunt drepte, și dragoste nu face rău aproapelui. Dragostea este deci împlinirea legii. Neprihănirea înseamnă dragoste, iar dragostea este lumina și viața lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu este întrupată în Hristos. Noi primim neprihănirea primindu-L pe El. Deci ce este neprihănirea? Este sfințenie, este asemănarea cu Dumnezeu, este iubire, conformitate cu legea lui Dumnezeu, da? Este dragoste față de aproapele, este împlinirea legii. Neprihănirea înseamnă Hristos. Și primindu-L pe Hristos, primim neprihănirea. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30 spune: și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Dumnezeu l-a făcut pe Hristos pentru noi ce? Neprihănire sau dreptate. Dreptatea noastră este în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte,
Putem citi fericirea aceasta de la versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, după Hristos, căci ei vor fi săturați. Sau Romani capitolul 3, versetul 21 la 26 spune: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți sau drepți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus Hristos. Neprihănirea noastră este Iisus Hristos. Dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu poate fi obținută doar prin Iisus Hristos. Este nevoie să ne golim de autoneprihănirea noastră și să fim gata să fim umpluți de dreptatea lui Hristos. Da? Aceasta înseamnă ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, după dreptate. Ferice de cei flămânzi și însetați, cei care doresc să fie din nou într-o stare de dreptate, de bună relație cu Dumnezeu, acea relație pe care a fost, care a fost înainte de păcat. Ferice de cei flămânzi și însetați după această stare, după acest statut de dreptate care se obține doar prin Iisus Hristos acum, care ne este pus la discuție. Ferice de cei flămânzi și însetați după Hristos, căci ei vor fi săturați. Ca să ajungem la a gusta fericirea pe care Domnul Hristos ne-o așează, pentru a putea gusta această neprihănire, această dreptate, pentru a fi săturați și pentru a fi cu adevărat fericiți, există trei atitudini. Pentru că fericirile au de-a face cu starea noastră lăuntrică, nu are legătură cu exteriorul nostru atât de mult, ci cât cu omul lăuntric al inimii noastre. Și de aceea avem nevoie de niște atitudini lăuntrice pentru a intra în această fericire, în această binecuvântare, cum o mai numește evanghelistul Luca, vorbind despre cuvintele Domnului Hristos de pe munte. Avem nevoie de trei atitudini pentru a intra în această stare. Trei atitudini vor caracteriza și ne va caracteriza și ne va ajuta în același timp să înțelegem dacă am ajuns cu adevărat la acest punct de foame și sete după dreptate. În primul rând, ca să înțelegem dacă suntem în acest punct, dacă am ajuns la această treaptă, dacă am trecut de a recunoaște sărăcia în Duhul și nevoia disperată de Dumnezeu, dacă am ajuns să plângem cu adevărat pentru trecutul nostru, pentru păcatele noastre și am primit mângâierea de la Dumnezeu, dacă am ajuns să nu ne mai intereseze atât de mult de ceea ce spun ceilalți, ci am intrat în starea de blândețe, lăsând totul în mâna lui Dumnezeu, judecata și încrezându-ne în călăuzirea lui Dumnezeu, da, dacă am depășit, am trecut prin treapta blândeții și dacă suntem în acest punct, putem să verificăm, descoperindu-ne atitudinea. Putem vedea în atitudinea pe care o avem: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, spune. Avem nevoie de o atitudine, de o atitudine de admirare. Vor fi trei A, trei cuvinte care încep cu A, care ne pot ajuta să ne verificăm. Prima este atitudinea de admirație. Admirația, dacă vreți, este apetitul sufletului. Cineva a spus, nu mâncarea, ci apetitul te face să mănânci o hrană delicioasă. Adică, dacă ai apetit, aceeași mâncare care pentru cineva nu îi spune nimic, pentru tine este un deliciu. Apetitul stabilește dacă mâncarea este un deliciu sau nu. Nu hrana în sine, ci apetitul. Dacă vreți, admirarea este apetitul sufletului.
A fi fericit în foame și sete după dreptate trebuie să am, a găsi fericirea aceasta, trebuie mai întâi să am un apetit după neprihănire, după dreptate, ca să pot să-mi fie foame, să-mi doresc. Și aș vrea să mă explic, dacă vreți. Dacă nu admirăm dreptatea lui Dumnezeu, dacă nu admirăm neprihănirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dacă nu-L admirăm pe Hristos și dacă nu admirăm oamenii neprihăniți din istorie, dacă acești oameni neprihăniți din istorie nu sunt eroii noștri, va fi greu să fim un creștin sau să fim creștini fericiți. Dacă nu admirăm neprihănirea, dacă nu-L admirăm pe Domnul Iisus Hristos, ne va fi greu, cred că imposibil, să fim creștini cu adevărat fericiți. Un creștin fericit care nu admiră dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu este, dacă vreți, la fel de contradictoriu cum am putea să vorbim despre un gurman care respinge mâncarea. Nu poți vorbi despre un gurman care respinge mâncarea. Dacă creștinul încă găsește plăcere în păcat, dacă creștinul încă găsește atrăgător păcatul, el nu va putea avea foame sau sete după neprihănire, după dreptate. Dacă vreți, pentru o persoană care încă găsește plăcere în păcat, este neprihănirea lui Hristos este la fel ca o masă pentru o persoană bolnavă de COVID, că acum am avut mai mulți. Când eram bolnavi, când eram o persoană care este bolnavă de gripă, poți să-i pui pe masă cele mai mari bunătăți. Are poftă de mâncare? Îi vine să le mănânce? Nu e atractiv, nu te interesează, nu-ți place. Le mănânci așa, cu noduri, că trebuie, doar că cei din familie te împing să mănânci, trebuie să mănânci. O persoană care încă iubește păcatul nu va găsi, nu-i va fi foame, nu va avea apetit, nu va avea admirație, care încă admiră lucrurile păcătoase, nu va avea admirație pentru neprihănire și pentru păcat. Admirația naște dorința, dacă vreți. Admirația este recunoașterea faptului că este ceva mai bun decât ce ai tu și care te stimulează, care îți stimulează foamea. Acest lucru este valabil de asemenea atât spre bine cât și spre rău. Atunci când admiri ceva, dacă admiri un lucru bun, îți trezește foamea, dorința de a merge în direcția aceea. Dacă admiri un lucru rău, îți trezește interesul și dorința de a merge în direcția aceea. Și aș vrea să dau exemplu. Dacă admiri vedetele de film, vedetele de la Hollywood, după ce vei flămânzi și înseta? După faimă, după recunoaștere, după a fi cunoscut. Dacă admiri pe cei bogați, după ce ți va fi foame și sete în sufletul tău? După bani, nu? Dacă admiri asemănarea cu Hristos, tu vei flămânzi și înseta după dreptate, după neprihănire. Așa cum am mai spus, predica de pe munte se concentrează pe omul interior și de acolo izvorește adevărata fericire. Dacă îi admiri pe cei mândri și aroganți, de ce ți va fi poftă? După putere? După în niciun caz nu vei fi atras de blândețe și de umilință. Dacă îl admiri pe Casanova, care înșela femeile, de ce vei fi condus în pofta ta? De pofta ta, nu? Vei fi condus să mergi pe același drum. Dacă admiri pe bărbați, pe oamenii care își respectă familia, soțul, soția, dacă îi admiri pe cei credincioși, tu te vei îndrepta în aceeași direcție. Dacă admirația ta merge într-o direcție, tu vei fi atras în direcția aceea. Îți vei dori să fii un astfel de om. Trebuie să fim conștienți că devenim ceea ce admirăm. Nu cred că cineva vrea să ajungă doctor, medic, dacă nu are o admirație deosebită pentru doctori. Cum nu cred că cineva își dorește să ajungă pastor dacă nu are o admirație pentru pastori.
Și nimeni nu vrea să ajungă creștin dacă nu are o admirație pentru creștin. Nimeni nu-și dorește să fie neprihănit dacă nu are admirație pentru cei neprihăniți. Toată lumea merge, toți mergem în direcția admirației noastre, ceea ce admirăm, în direcția aceea mergem. Totul începe din interior, din locul unde îți dezvolți apetitul. Admirația este apetitul, dacă vreți. Orice îți câștigă admirația, îți câștigă apetitul și devine factorul motivant pentru viața ta. Da, nu cred că putem duce la extremă, să zic așa, că Iisus vrea ca urmașii săi să se bucure și nu vrea ca să rateze binecuvântările de a admira o muzică bună, o artă frumoasă, poate sport sau numeroase alte valori. Dar Domnul Hristos în predica de pe munte stabilește o prioritate a admirației noastre. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutați neprihănirea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cu cât este mai înaltă și mai nobilă admirația noastră, cu atât va fi mai mare fericirea noastră. Pentru ca să-ți fie foame și sete după neprihănire, ai nevoie să admiri neprihănirea. Să-ți placă neprihănirea lui Hristos. Să-ți placă oamenii neprihăniți. Și lucrul acesta va trezi în tine foame și sete de a fi ca ei, de a merge pe drumul acesta. A doua atitudine de care avem nevoie în demersul acesta de a flămânzi și a înseta după neprihănire pentru a putea să primim, să fim fericiți, este o atitudine de aspirație. Prima, am spus, o atitudine de admirație, să admiri. Ceea ce admiri, aceea îți trezește pofta. Îți place și vrei să fii și tu. Al doua este aspirația. Aspirația înseamnă să întinzi mâna către ce admiri. Însă, în același timp, cineva a spus că există un pas lung și obositor între admirație și imitație. Este departe, este o cale lungă între a admira și a aspira sau a imita. Mulți oameni îl admiră pe Domnul Iisus Hristos. Mulți oameni îi admiră pe creștini. Admiră viața pe care a trăit-o Domnul Hristos, dar nu aspiră ca să fie ca El. Nu doresc să-L imite. Pentru cei mai mulți creștini este ok. Așa, să ia câte ceva din Iisus Hristos, dar nu să se asemene desăvârșit cu El. Nu să limite pe El în toate lucrurile. Se mulțumesc cu puțin, spunem noi în limbajul nostru adventist, căldicel. Așa, e bine, nici prea mult, nici prea puțin. Însă aceștia nu vor cunoaște bine cuvântarea sau fericirea de care vorbește Domnul Hristos aici. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei care aspiră să fie ca Hristos. Dacă vreți, asemenea psalmistului care spune în psalmul 84 cu versetul 1 la 5, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde să-și pună pui. Ah! Altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Descoperim aici aspirația, dorința omului lui Dumnezeu. El vrea să fie acolo unde este Dumnezeu. El tânjește după prezența lui Dumnezeu. Psalmul 42, versetul 1 la 2. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Este această sete și foame după neprihănire, după ceea ce s-a pierdut. Doamne, vreau să fiu din nou în stare de dreptate cu tine. Sufletul meu tânjește. Sunt într-o stare de neliniște. Psalmul 63 cu versetul 1. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine. Îmi tânjește trupul după Tine.
într-un pământ sec, uscat și fără apă. Este un om, dacă vreți, a cărui apetit și sete după Dumnezeu nu erau potolite. Își dorește din ce în ce mai mult, încă mai mult. Dacă vreți, acesta este genul de aspirație care va duce la plinătatea fericirii, la plinătatea binecuvântării de care Domnul Hristos vorbește aici. Ferice de cei flămânzi și însetați, ferice de cei care aspiră mai mult și mai mult, care vor să limite mai mult și mai mult pe Hristos, care vor mai mult și mai mult starea de dreptate, de neprihănire în relație cu Dumnezeu, care sunt conduși de o nemulțumire, dacă vreți, perpetuă. Este un paradox că trebuie să fim mereu flămânzi pentru a fi săturați. Trebuie să fim mereu nemulțumiți, dacă vreți, cu ceea ce trebuie să găsim satisfacție. O nemulțumire perpetuă cu privire la starea noastră în relație cu Dumnezeu, care să ne conducă spre această stare de fericire. Putem vedea că tot ce se întâmplă în fericirile de dinainte acestei fericiri, acestui cuvânt, reprezintă, dacă vreți, fundația. Trebuie să fiu sărac cu spiritul și blând pentru a merge la recunoașterea perpetuă că este încă, că sunt încă deficitar, că sunt încă departe de scop, că sunt încă departe de dreptatea lui Dumnezeu, că încă mai am mult până să ajung la neprihănire. Lucrul acesta se întâmplă doar atunci când eu recunosc că sunt sărac, când eu recunosc păcatele și plâng pentru ele, când eu caut blândețea, da? Când păstrez această putere, când păstrez emoțiile sub control și mă pun la dispoziția lui Dumnezeu, doar atunci pot să descoper că de fapt eu perpetu sunt deficitar, continuu. Și nu am reușit să ajung la această stare de dreptate cu Dumnezeu. Și singura modalitate de a continua deplasarea de-a lungul drumului spre perfecțiune este să fim mereu conștienți de imperfecțiunea noastră. Știți care este necazul? Necazul este că tendința noastră ca oameni, atunci când începem să ne simțim demnitatea noastră și demnitatea noastră ca oameni cere să ne echilibrăm. Să ne mulțumim cu locul în care suntem, cu ceea ce am primit. Să considerăm că ar trebui să fim totuși rezonabili. Să ne mulțumim cu ceea ce suntem. Da? Nu suntem ca X, ca Y. Suntem și ar trebui să fim totuși rezonabili. Dar Iisus nu spune că Domnul Hristos spune că nu poți conștientiza și nu poți cunoaște, nu poți experimenta ceea ce este mai bun. Nu poți experimenta cu adevărat neprihănirea și dreptatea lui Dumnezeu fără acest spirit continuu de a vrea mai mult, de a crește, de a urca spre înalt, spre un alt care este continuu. Nu poți spune niciodată că te-ai oprit. Ferice de cei flămânzi și însetați. Știți ce am găsit interesant și aș vrea să fiți atenți acum? Este important. Fericirea, Domnul Hristos nu spune ferice sau fericiți sunt cei drepți și neprihăniți. Dacă Domnul Hristos ar fi spus ferice de cei drepți și neprihăniți, ar fi însemnat că ajungem la un punct și în sfârșit suntem drepți și neprihăniți și suntem fericiți. Fericirea nu stă în atingerea dreptății. Domnul Hristos spune ferice de cei care sunt flămânzi și însetați după ea. Ferice de cei care flămânzesc și însetează după ea. Este un drum, este o călătorie zilnică. Zilnic flămânzesc și însetează și mi-e sete după neprihănirea, după dreptatea lui Dumnezeu. Vreau mai mult și tot mai mult și cresc. Mulți creștini au murit înainte de a merge prea departe în umblarea lor cu Domnul Hristos. Însă faptul că au aspirat, faptul că au avut aspirații înalte de a merge cu Domnul Hristos până la capăt, le vor primi. Și aș vrea să dau un exemplu. Tâlharul de pe cruce. Tâlharul de pe cruce n-a mai trăit decât câteva ore după întâlnirea lui cu Domnul Hristos. Dar care a fost aspirația lui? A fost mică sau înaltă aspirația lui?
Vreau să fiu cu tine în împărăția ta. Vreau să fiu în starea de dreptate, să fiu așa cum a fost Adam înainte de păcătuire. Aceasta a fost aspirația lui. Vreau creșterea aceasta, vreau drumul acesta. Îi era foame după împărăție. Îi era foame după neprihănire, după dreptate. Și o va primi. Iisus Hristos i-a dat garanția că o va primi. Apostolul Pavel spune, nu că am ajuns ținta, dar alerg și continui să alerg spre țintă. Este o țintă care niciodată nu ajungi și tot timpul e decrescut în ea. Niciodată nu o poți atinge în viața aceasta. Este o continuă creștere. Îi era foame și sete să ajungă. Nu am ajuns încă, dar merg înainte spre ținta aceasta de a fi în stare de dreptate, de a atinge neprihănirea lui Hristos. Singurul mod de a fi ca Iisus este să vrei, să aspiri, să fii asemenea lui Iisus. Din nefericire, o spun, în ciuda dovezilor multiple pe care Duhul Sfânt ni le dă nouă ca oameni, cu privire la malnutriția noastră spirituală evidentă, noi încă continuăm să ne mândrim, încă avem mândria noastră și ne prefacem că nu avem nevoie de mai multă hrană pentru sufletele noastre. Am cunoscut oameni care spuneau, pentru mine, pentru viața mea spirituală, este suficientă predica de la 11 la 12. Eu toată săptămâna mă hrănesc cu ea. Eu n-am nevoie de studiu, de devoțional zilnic. Pentru mine este suficient. Omul acesta, un astfel de om, o astfel de gândire, nu va ajunge niciodată să guste fericirea pe care Domnul Hristos a spus-o. Ferice de cei flămânzi și însetați. Ferice de cei care în fiecare zi vor mai mult, le e foame, vor dreptatea lui Hristos. Cei care se consideră deja ajunși la destinație sunt mulțumiți de dreptatea lor, dar nu vor gusta fericirea spusă de Domnul Hristos aici. Însă dacă totuși suntem nemulțumiți de slaba noastră înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu, nemulțumiți de capacitatea de a trăi adevărul lui Dumnezeu și de a-L comunica. Dacă totuși avem nemulțumiri în viața noastră spirituală, lucrul acesta ar trebui să ne trezească bucurie. Căci această onestitate, dacă vreți, cu noi înșine, această atitudine ne conduce la o aspirație. Pentru că această recunoaștere ne conduce la dorința de a schimba, dorința de a fi altfel. Aspirăm spre mai mult. Și aspirația noastră ar trebui să ne conducă la a treia atitudine. Prima, am spus că ar trebui să avem admirație pentru neprihănire, pentru Hristos, pentru dreptate, pentru curăție, pentru oamenii neprihăniți, pentru lucrurile bune, pentru lucrurile înalte, să le admirăm. Ceea ce admiri, aceea îți deschide drumul. Al doilea, să aspiri spre ele, să cauți, să pui mâna, să le prinzi, să fie ale tale. Da? Și a treia atitudine, aspirație care vine din recunoașterea faptului că ai nevoie, da? Că ești nemulțumit, că ți-e foame, că încă n-ai ajuns și continui să urci. A treia atitudine este o atitudine de anticipare, dacă vreți, am numit-o. Da? Admirație, aspirație sau dorința de a imita și anticipare. Se povestește despre o mamă care i-a spus băiețelului ei mai mic și care se pregătea să mănânce o bucată de plăcintă și îi spune, auzi, nu crezi că ar trebui să lași bucata mai mare pentru fratele tău mai mare? Nu crezi că el ar trebui să mănânce bucata mai mare, că e mai mare de plăcintă și tu să o mănânci pe cea mai mică pentru că ești mai mic? La care fratele mai mic spune, nu, eu nu cred lucrul acesta? Și spune, cum așa? Păi, fratele meu a mâncat, înainte de a mă naște eu, el a mai mâncat încă 3 ani plăcintă înaintea mea. Iar eu trebuie să-l ajung. El a mâncat cu 3 ani de zile mai mult ca mine plăcintă decât am mâncat eu. Deci, eu mai am de mâncat plăcintă pentru a fi egal. Obiectivul acestui băiețel de a ajunge la aceeași cantitate de plăcintă mâncată cu fratele său, da, ne stârnește zâmbetul și pare copilăresc sau chiar
prostesc în domeniul fizic, dar în domeniul spiritual este valabil, se poate. Să anticipezi, să dorești mai mult. Noul creștin poate recupera, poate recupera să, și poate ajunge să mănânce aceeași hrană și să consume aceeași hrană spirituală cu creștinii maturi. Un creștin proaspăt venit la credință își poate propune să ajungă într-un scurt timp și poate recupera și poate ajunge să mănânce aceeași hrană cu creștinii maturi. Scriptura vorbește despre hrană ca lapte sau hrană tare. Unii rămân ani de zile la lapte, la hrană superficială. Însă alții care își propun și doresc pot să ajungă mai repede să consume hrană tare, cuvântul lui Dumnezeu, și intră profund în profunzimea cuvântului, a Scripturii. Un creștin de câțiva ani poate să stea la masă și poate să consume hrană profundă din Scriptură, ca și creștin de zeci de ani în credință. Creștinul acesta anticipează să ajungă din urmă și să poată să mănânce la mesele spirituale împreună cu aceștia. Am cunoscut frați care au venit la credință și când au intrat în biserică și au văzut frați mai în vârstă cum mânuiau cuvântul, cum știau Scriptura, spuneau: vreau și eu să fiu ca el. Vreau și eu să ajung să pot să mânui cuvântul lui Dumnezeu, să-l cunosc și să-l trăiesc la fel ca frații aceștia. Și au început să aprofundeze, să studieze și nu după mult timp au ajuns la același nivel. Pe plan spiritual se poate. Este nevoie de anticipare. Să anticipezi unde vei ajunge. Foamea și setea sunt un blestem și nu o binecuvântare pentru omul care nu are nicio speranță să-și satisfacă dorința. Dacă nu ai o speranță că îți vei satisface această foame, este un blestem. Ești descurajat și cazi în depresie. Însă când ai conștiința că foamea aceasta îți va fi satisfăcută, foamea aceasta poate să fie chiar și o binecuvântare. Aș vrea să vă dau un exemplu. Când sunteți la o nuntă, participați la o nuntă și în timpul programului de masă începe să-ți fie foame. Foamea aceasta este plăcută sau neplăcută? Este plăcută, că este o anticipare la masa de la nuntă care urmează să vină. Și știi ce te așteaptă acolo, că totdeauna la masă sunt bucate alese și abia aștept să le consumi. Este o anticipare și foamea aceasta este o bucurie. Deja începi să trăiești bucuria că vei consuma, vei mânca niște bucate deosebite. Foamea și setea sunt binecuvântări atunci când anticipezi satisfacția. Și de aceea avem nevoie să anticipăm. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei care anticipează hrana pe care o vor primi și bucuria, plăcerea pe care o va primi. Creștinul fericit este creștinul care admiră neprihănirea. Creștinul fericit este creștinul care aspiră să o atingă, care își dorește să o atingă, să o imite. Dar nu o poate face dacă nu în aspirația sa nu are un simțământ al anticipării, că va fi umplut, că va fi sătul. Iisus promite că dacă vom flămânzi și dacă ne va fi sete, vom fi săturați și prin urmare trebuie să continuăm să anticipăm zi de zi că Dumnezeu va oferi pâine, sațietate sufletului nostru. Problema cu noi creștini este că nu anticipăm cu adevărat în niciun fel masa delicioasă pe care Dumnezeu vrea să ne ofere sufletului nostru. Ne obișnuim și suntem mulțumiți cu fărămiturile de hrană spirituală și nu mai anticipăm nimic. Iar această lipsă de anticipare pentru o nouă masă spirituală în fiecare zi ne scade apetitul, ne scade pofta. Iar cu un apetit sărac, fără aspirație și fără dorință, nu ajungem nicăieri. Aș vrea să te întreb, dimineața când te-ai trezit, ai anticipat hrana spirituală pe care o vei primi azi la biserică? Care a fost
La ce te-ai gândit? Voi participa la programul bisericii. Cum ai anticipat lucrul acesta? Că vei primi o hrană înviorătoare sau va fi la fel, plat, va zice popa, pastorul, o slujbă, noi ne vom plictisi, vom aștepta să o termine, ia uite, deja a trecut la și jumate, iar uite să o mai termine și tot așa. Ce ai anticipat? Dacă ai anticipat, ce ai anticipat, anticiparea aceasta îți face plăcere? Îți trezește poftă? Sau nu? Dacă te-ai trezit dimineața fără nicio anticipare, fără nicio speranță, că aceasta ar putea să fie o zi cu o masă delicioasă, încântătoare pentru sufletul tău, te jefuiești de una dintre cheile spre o viață fericită. În fiecare zi trebuie să trăim cu o anticipare, cu o continuă, cu o atitudine de anticipare. Noi suntem vase goale ce așteaptă să fie umplute și anticipăm că Dumnezeu pregătește în fiecare zi hrană pentru sufletul nostru. Cineva spunea, nu ar trebui să vă mulțumiți niciodată cu mesele grozave pe care le-ați mâncat în trecut. Cu siguranță că am avut experiențe încântătoare în trecut, dar asta nu ajută sufletul flămând de astăzi. Este nevoie să anticipăm mesele care ne stau în față, în care Dumnezeu ne va umple cu bunătățile sale. Și în final să anticipăm masa la care ne invită în împărăția sa. Să anticipăm că vom fi acolo și că ne dorim și această anticipare aduce bucurie și ne conduce pe drumul acesta. Această anticipare că Dumnezeu ne ajută să fim și că vom primi ceea ce dorim, colaborată cu admirația, așa cum am spus, și cu aspirația, cu dorința noastră de a merge, ne dă acest scop. Aceasta ne conduce la fericire, la cea mai mare fericire de care putem să fim capabili. Matei, capitolul 5, versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Vorbim de această stare de disconfort cu privire la starea în care suntem și dorim mai mult. Dorim neprihănirea, dorim dreptatea, îl dorim pe Hristos. Iar ca factor verificator dacă suntem caracterizați de această foame și sete, ar trebui să ne întrebăm pentru ce am admirație, ce admir eu? Îl admir pe Hristos? Este Hristos și neprihănirea sa și oamenii neprihăniți acele lucruri pe care eu le admir? Care sunt aspirațiile mele? Este dorința de a mă asemăna cu Hristos și cu oamenii neprihăniți? Aceasta este aspirația mea? Am anticipări? Anticipez cum mă voi simți, cum mă voi bucura când voi ajunge la țintă? Aceste atitudini hrănesc foamea noastră și setea noastră după neprihănire. Iar împlinirea ei ne face cu adevărat fericiți. Ai dori să-L rogi pe Dumnezeu să te ajute să faci prioritate din neprihănirea sa? El spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa. Ai dori să-L rogi pe Dumnezeu să faci din neprihănirea sa prioritate în viața ta? Ai dori ca să-L rogi pe Dumnezeu să pună foame și sete în inima ta după neprihănire? Ai dori ca să-ți schimbi privirile și să cauți ca să găsești admirație, frumos și plăcere în lucrările, acțiunile și în neprihănire și în dreptate, în Hristos? Ai dori ca să lași ca pașii tăi să aspire și să te conducă să prinzi lucrurile neprihănite? Să-L prinzi pe Hristos? Și ai dori să trăiești această stare de anticipare a ceea ce îți oferă Hristos și să o cauți în fiecare zi, în fiecare dimineață când te trezești, să anticipezi binecuvântările pe care Hristos ți le-a pregătit în cuvântul Său, în devoțiune, în viața trăită, în ocaziile de a da mărturie. Dumnezeu să binecuvânteze sufletul tău și sufletul meu, să pună foame și sete după neprihănire. Și în această foame și sete, în această admirație, în această aspirație a noastră după neprihănire și în această anticipare, să ne bucurăm de fericirea pe care Hristos vrea să ne dea, să ne umple sufletele. Amin. Vă invit să ne rugăm. Bunule Tată din ceruri, te binecuvântăm pentru Domnul Hristos, pentru jertfa de la Golgota, pentru
iertarea păcatelor. Te binecuvântăm pentru că ne conștientizezi prin Duhul Tău cel Sfânt de starea noastră, care nu este una bună. Ne conștientizezi de faptul că încă avem admirație pentru lucrurile care țin de lumea aceasta, de lumea păcatului. Te rugăm să ne ierți, să corectezi ochii noștri și să ne ajuți Tu ca să privim spre Tine și spre lucrurile sfinte, înălțătoare, spre neprihănire, spre Domnul Hristos și să dorim să avem mai mult din El, să fim mai mult asemănători cu El, să-L admirăm pe Domnul Hristos, să aspirăm după asemănarea Lui, după El, să-L primim în viața noastră și să anticipăm în fiecare zi, să căutăm, să primim binecuvântările Tale, prezența Ta și să ne bucurăm de lucrul acesta, să căutăm în fiecare zi, să umblăm, să fim mai sus și tot mai sus. Pune Tu, Doamne, în sufletele noastre, în inimile noastre, foame după Tine, după neprihănire. Și în fiecare zi să flămânzim și să căutăm să ne satisfacem această dorință după neprihănire. Te rog să binecuvântezi familia bisericii noastre, fiecare frate și soră, fiecare dintre cei care se întâlnesc cu cuvântul acesta. Și fă Tu, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să fie aceea care să trezească dorința, să facă apetit în sufletele noastre după Tine, după cuvântul Tău. Îți mulțumim că ne asculți. Te rog să rămâi cu binecuvântarea Ta peste fiecare suflet, peste fiecare familie și sabatul acesta să fie o nouă ocazie în care să ne bucurăm de Tine, să ne delectăm în Tine și să primim neprihănirea Ta în viețile noastre. Prin Domnul Hristos Te-am rugat. Amin.